Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus Punctul PI. Invitatul meu din această seară este domnul fost viceprimar al municipiului Buzău, domnul Fănică Bârlă. Bună seara, domnule Bârlă, bine ați revenit în studioul Campus TV și permiteți-mi, înainte de a-mi răspunde, să vă urez la mulți ani din partea noastră și a telespectatorilor. Vă mulțumesc din suflet pentru urări. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur să fiu încă o dată împreună cu dumneavoastră în acest studio. Domnule Bârlă, sunt sigură că ați mai explicat acțiunile dumneavoastră din ultima vreme, însă îmi amintesc, cu nu multă vreme în urmă, într-o discuție îmi spuneați: Mirela, eu dacă plec din PSD, plec din politică. Iată că v-ați mai gândit ce s-a întâmplat, foarte pe scurt, ca să înțeleg și eu. Eu știu foarte bine ce v-am spus și nu am să retractez absolut niciun cuvânt din tot ceea ce am spus. Eu atunci, dacă ții de minte, am spus: eu nu voi părăsi niciodată PSD-ul. Corect. Nu am spus că nu voi pleca din PSD dacă PSD-ul mă va părăsi pe mine. Iar eu pot să dovedesc că 2 ani de zile, nu numai că m-a părăsit, m-a și persecutat. Fără să spun la nimeni și fără să... Deci am argumentele mele personale pe care le expun tot politic, nu e rolul unei emisiuni. Dar credeți-mă pe cuvânt că am toate argumentele din lume să vă dovedesc că eu am fost părăsit de PSD. Și atunci am avut liberul arbitru să plec în altă parte sau să mă retrag din politică. Sunt două aspecte pentru care, la care țin și vreau să vi le expun foarte, foarte succint, dar foarte clar. În primul rând, am fost rugat să mă alătur unei echipe în formare de Adrian Mocanu. Nu multă lume știe, dar sunt oameni care știu, Adrian Mocanu, care a evoluat foarte mult în ultimul timp, în afară de șușanelele și de inerentele lucruri care le făceau orice tânăr în plină ascensiune în politică, toți tinerii sunt rebeli când intră în politică. El a crescut foarte mult, dar lăsăm asta la o parte, e meritul lui că a crescut foarte mult, s-a așezat bine. A fost singurul om care mi-a întins în 2016 o mână de ajutor, de sprijin. Mi-a propus să îl ajut și să candidez împreună cu el și aveam locul 1 la Senat și eram senator. Corect, corect. S-a dovedit. Lucru dovedit. I-am spus că nu pot, indiferent ce probleme aveam în PSD, morale de fapt, nu puteam să mă aliez unui partid pe care nu-l suport și nu-l înghit. Fizic și moral și tot ce vreți. ALDE este un partid care este în alianță cu PSD-ul. Deci pasul ăsta l-am făcut din aceste două motive. În primul rând că i-am răspuns unui om care mi-a întins, printre puținii, dacă nu singurul, care mi-a întins o mână de ajutor când am avut nevoie. Și în al doilea rând, suntem în alianță cu PSD-ul, nu sunt împotriva PSD-ului și niciodată nu o să mă auziți totuși spunând lucruri urâte despre PSD ca partid politic. Decât când o să fie cazul și atunci le-aș fi spus și dacă eram în PSD. Am mai spus lucruri care n-au convenit când eram în PSD, dar le voi spune obiectiv, nu pentru că nu mai sunt în PSD. Și cam asta este, pe scurt, istoria mea de ce sunt ALDE astăzi. Abia așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe viitor, abia așteptăm acțiunile dumneavoastră și mai așteptăm noi și altele, dar nu e cazul să vorbim în această seară despre ele. Domnule Bârlă, o să vreau să vorbim despre administrația locală în această seară. Am spus-o de foarte multe ori, nu este o laudă pe care vă aduc. Unul dintre oamenii care într-adevăr se pricep la administrația locală sunteți dumneavoastră, părerea mea și nu doar a mea. Aș vrea să vorbim un pic despre ce se întâmplă în acest moment în ceea ce privește transportul local. Au dispărut celebrele maxi-taxi de pe traseu, însă au apărut nemulțumirile oamenilor. Nemulțumiri care spun că pe linia autobuzului 4 este distanță foarte mare între autobuze. Oameni care spun că pe linia autobuzului 10 ultima mașină este la ora 20:30, iar oamenii ies de la serviciu după ora 21. 22 chiar. 22 chiar, da.
Mai mult decât atât, în crâng 2, potrivit ultimilor sesizări, la ceea ce a fost cândva capătul Maxi Taxi 7, nu a fost introdus niciun mijloc de transport, iar oamenii sunt nevoiți să parcurgă pe jos aproape două stații. Ce se întâmplă? De ce credeți că nu a reușit Transbuzul să acopere sau să gândească dinainte de a scoate Maxi Taxi aceste potențiale probleme și a căuta rezolvări pentru ele? Am să-mi cer tot la fel să fiu concis și să vă răspund punctual. În primul rând, de ce nu au gândit înainte? Pentru că Maxi Taxi nu a fost scos în urma unei gândiri și unei analize pertinente, corecte și profesioniste, a fost scos doar din ambiție. Iar pentru faptul că a fost scos din ambiție, nimeni n-a știut ce să pună în loc. E adevărat că dacă aduceai 100, 200, 500 de autobuze, puteai să satisfaci din punct de vedere numeric capacitatea de transport. Asta era un aspect, dar un aspect care nu este foarte important. Buzăul nu este un oraș cum e Clujul, care are magistrale de câte 8 benzi pe sens. Nu este București, nu este Timișoara. Buzăul s-a dezvoltat puțin atipic, s-a dezvoltat foarte strâmt, foarte înghesuit, ca orice oraș de câmpie. S-a dezvoltat mai mult pe orizontală și s-a luat orice spații posibile. Și atunci, adecvat transportul public local era într-un transport sau într-un regim mixt. În loc să aducă mașini de capacitate mai mică, mai versatile, mai ușor de circulat în acest furnicar și pe aceste străzi, au adus autobuze foarte mari. Țineți minte că Boșcodeală a avut, domnul primar Boșcodeală a avut ambiția permanentă să ia autobuze de 9 metri jumate. Deci asta era și la licitație și pe peste tot. Era compromisul între capacitatea rutieră și stradală a municipiului Buzău și faptul că avea alternativă aceste maxi-taxi. Au adus autobuze, nu mă deranjează faptul că au adus autobuze second hand. Eu când am făcut transport am avut autobuze care nu erau noi, banii sunt foarte puțini, iar un autobuz nu o face cât 7-8 de astea vechi. Dacă sunt ținute bine, ele funcționează, nu arată foarte rău, nu am o problemă cu second hand. Eu am o problemă cu prețul lor, care e mult mai mare decât cel real, dar nu asta este problema. În loc să aducă autobuze mai mici, autobuze foarte mari, nici măcar de 9 metri jumate, a adus autobuze de 12 metri. Foarte greu, la micro 14, pe traseu 7, traseu 8, n-au cum să intre acolo. Ăsta să blochează... fie motivul pentru care nu au fost băgate acolo? Păi, dar n-au cum să intre, pentru că blochează toată circulația. De-abia să strecoară mașina mică, de-abia să strecoară microbuzele, de-abia să strecoară, pentru că pe toată aleea din spate, de la Armată până la complex, e parcat să pachează și pe stânga, pe dreapta. Strada are 8 metri și jumătate, se ocupă, rămân 4 metri, 4 metri și jumătate, o mașină față, una față în alta, n-au ce face, că e plin și pe stânga și pe dreapta. Și atunci e normal ca această sincopă să fie. N-a fost gândită nici prin prisma faptului că maxi-taxi n-au fost scoase legal. Din punctul meu de vedere, încă susțin că maxi-taxi au fost scoase prin abuz și ilegal. Și nici nu-ți trebuie mare lucru să dovedești. Pentru a putea să se elibereze licențe de transport și contracte de furnizare, s-a făcut dezbatere publică. A fost ședință de Consiliu în care s-a validat ca dezbatere publică necesitatea introducerii transportului și cu maxi-taxi și pentru persoane cu dizabilități. A mai fost încă o hotărâre de Consiliu în care s-a organizat licitația în baza căreia s-au atribuit contractele. Orice drept și orice lege și orice hotărâre care se ia la nivel local, la nivel național, se anulează prin aceeași procedeu. Nu poți să ai două ședințe de Consiliu Local, dezbatere publică, licitație pentru a atribui un contract și a-l anula într-o noapte, ca așa îi vine cuiva într-o noapte, mâine dimineață dispar maxi-taxi. Deci și de aici este un lucru care... Și e normal, ele s-au așezat în timp. Au fost probleme în timp cu maxi-taxi. Erau și mașini mai vechi, erau mașini care nu era bine să funcționeze pentru că nu aveau nici confortul necesar, după licitație. 80% din mașinile din municipiul Buzău au fost noi, 0 km, Euro 6.
Deci, acele epave de care se tot vorbește sau cine vrea să vorbească, erau istorie, dar asta a fost istoria, ca epave sunt și autobuzele care sunt în ziua de astăzi, pe străzi, sunt epave, sunt mașini care sunt exploatate și sunt uzate atât de vedere fizic, peste 1 milion de kilometri, cât și moral. Dar încă o dată, repet, sunt bune, asta ne putem permite, asta putem să avem și e bine că le avem și pe asta. Nu e un lucru foarte rău. Despre ce ar putea să facă oamenii, pentru că sunt telespectatori care ne întreabă ce ar avea de făcut și cum ar putea să se rezolve această situație. O să vorbim îndată, însă avem un prim telespectator în telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara, doamnă! Bună seara, vă ascultăm! Referitor cu domnul Bârlă, dacă el nu mai este, doamnă, el viceprimar și nu știe deocamdată cunoștințele ce a făcut domnul primar, domnul Toma, ce a făcut acum că nu s-a mai investit în ultimii ani și când a fost dânsul viceprimar, n-a făcut nimic, nu s-a mai investit în transbuz, nu are de ce să se bage că a fost maxi taxi scoase ilegal. Nu e adevărat. Are dreptate domnul primar Toma, pentru că n-au mai fost investit. Nu să se bage dânsul acum când nu mai vice primar că au fost ilegal. De unde știi dânsul că a fost ilegal? Eu l-am invitat pe domnul Fănică Bârlă în calitate de cunoscător al administrației locale. De ce nu și că a fost viceprimar, în primul rând. În al doilea rând, domnul Bârlă nu a făcut această afirmație cum că nu s-au făcut investiții, iar ceea ce discutăm strict în temeiul legii și a ceea ce s-a aprobat de-a lungul timpului în perioada în care domnia sa a fost atât viceprimar și ulterior a ținut locul fostului primar Constantin Boșcodeală. Dacă aveți o întrebare să ne adresați, vă ascultăm. Da, pe asta era. Bun, v-am răspuns. V-am răspuns. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția noastră și nimeni nu spune că actualul primar, domnul Constantin Toma, nu a făcut investiții sau nu a făcut nimic la nivelul municipiului Buzău. Domnule Bârlă, telespectatorii noștri ne întreabă ce ar avea de făcut în această situație. Le-am tot spus chiar aici, în studioul Campus TV, mergeți, faceți sesizări către primărie, către Transbuz. Înțeleg că unii dintre ei chiar au făcut acest lucru și nu s-a întâmplat mare lucru. Deci pe anumite trasee nu e suficient să se îndesească. În primul rând trebuie mijloace de transport. S-a făcut investiție destul de mare, deci nu că nu s-a făcut investiție, aceste mijloace de transport au venit foarte multe, deja s-au ajuns cu parcul la peste 80 de mijloace, 70 și ceva de mijloace de transport. Poate din ele mai și pică, e normal, dar sunt mult mai multe decât aveam noi ca și autobuze la nivelul anului 2016, dar nu sunt suficiente din mai multe considerente. Asta era aspectul strict legat de numărul de mijloace de transport, care este influențat și de rapiditatea cu care vin în stație. Deci, simultanit, ele vin acum la 12, 14, 16, 18 minute pentru că se împarte. Corect. Orarul se împarte la numărul de mașini. Cu cât sunt mai multe, cu cât distanța între mașini, între cea care pleacă și cea care vine, este mai scurtă. Dar vedeți că aceste mașini, aceste mijloace de transport care au venit pe Transbuz Buzău, fac și Robeasca, ori să facă și Vernești, ori să facă și Maximul. Deci Buzău vrea să se extindă cu acest transport și peste limita, și îmi cer scuze telespectatorul respectiv, și transportul la Robeasca este tot ilegal. Pentru că dacă nu este zonă metropolitană, nu se poate elibera autorizație de transport de la Buzău până la Robeasca trecând prin încă două unități administrativ-teritoriale. Este lege clară, nu o interpretez eu. Așa spune legea 92. Zona metropolitană poate să-și arondeze limitrof, comunele limitrofe. Buzău nu este în această situație că nu are 200.000 de locuitori. Iar ca soluție rapidă, imediată și strict tehnică, mijloace de transport capabile să ale statului, ale primăriei, ale Transbuzului, să înlocuiască acele mijloace de transport. Câte reclamații ați avut după ce au fost scoase aceste maxi-taxi? Ați avut într-un an de zile tot atâtea reclamații pe
maxi-taxi? Vă întreb cinstit și să-mi răspundeți cinstit. Dacă într-un an de zile ați adunat atâtea, au fost reclamații. Au fost, ați adunat atât de multe cât ați adunat în perioada de când au dispărut maxi-taxi până azi? Nu, și vă explic și de ce. În ultima perioadă au venit reclamații cu privire la starea tehnică a mașinilor care circulau pe linia de maxi-taxi, dar și după ce s-a făcut anunțul că ele vor fi scoase de pe traseu, deci proprietarii nu mai erau interesați să investească în ele. Mai avem un telespectator. Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Domnul Bârlă, da, vede bine acum după margine ce se face rău sau bine, da. Fiind însu sluga domnului Porcodeală, a cam stat pe umbră și au făcut ce au vrut fiecare, dar nu pentru noi, pentru ei. Dânsu are o legătură cu maxi-taxi, care vă spun ce este bine că a scăpat de lui, care erau un focar de infecție. Eu m-am împut de puri și vă spun ce erau în pericol și nici... Ale erau mașini de marcă, nu erau de transport persoane. Una la mână. Să ne vedem, să vedem ce putem să facem împreună. Bine, nu știu cât de 12 metri, cât 9 metri, când are loc la microp aici. Hai să facem loc acolo să treacă, să facem mai bine. Nu, dacă să facem așa să ne contrăm, pentru că dânsul n-au făcut nimic. A făcut pentru ei, clar. Dânsul și-a permis taxe pentru care legătură a avut firma. Asta e. Mulțumim tare mult. Domnule Bârlă, da, îmi cer scuze cât pe ce era să vă întrerup. Continuați, vă rog. Da. Vă ascultăm. Asta este problema. Trebuie să facem... Am greșit acum, că nu sunt de 9 metri și de 12 metri. Probabil că aia 3 metri contează, dar nu cred prea mult. Că am făcut, dar hai să facem să punem umărul jos, să facem bine. Nu să ne... Să mai băgăm iar maxi-taxi care încurca și circulația și mașinile mici și toți care optau din 10-10 metri și erau un focar de infecție. Clar, clar. Noi vorbim, și o să-i permit și domnului Bârlă să vă răspundă, mulțumim pentru intervenția noastră, noi vorbim despre sesizările care au sosit în ultimile zile la redacția Campus TV, atât ca mesaje cât și ca telefoane, intervenții în cadrul emisiunilor și diferența aceasta între 9 metri și 12 metri face ca aceste autobuze să poată sau nu intra în anumite zone din municipiul Buzău. Departe de mine să încerc să mă contrez cu cine. Departe de mine să arunc tot ce e rău în cârca altora, iar tot ce a fost bun în cârca noastră. Și noi am avut problemele noastre și noi ne-am confruntat cu dificultăți. Mă întrebați și eu încerc să vă răspund pe cât se poate obiect. Da, am avut legătură cu maxi-taxi, am avut legătură cu transportul de persoane, am fost prima societate din România de transport persoane intern și internațional, prima societate din România. Deci am avut legătură, deci chiar pot să-mi permit să vorbesc cu noi. Puricii nu-i poartă mașinile, puricii poartă oamenii. Este puțin exagerat să spui că erau niște otrave pe când toate sau 80% erau mașini noi, 0 kilometri luate din fabrică pentru transport persoane. Este rău sau nu este corect să spui că erau niște jeguri când ele erau noi nouțe, le-ați filmat, le-ați dus, v-ați plimbat cu ele și cu pe traseul 5 și pe traseul 10, cel puțin toată lumea era încântată de traseul 10, acum mai sunt bune, sunt tot rape, tot Buzău spunea ce mașini de oraș sunt cele pe traseul 10, acum sunt tot rape. Și nu doar buzăienii și jurnaliștii. Eu încerc să fiu cât se poate de corect și cu bune și cu rele, ceea ce n-a fost bine și eu n-am făcut bine, îmi asum și răspund, dar nu putem să acoperim adevărul cu floricele și cu fanfaroane de astea frumoase, că tot ce astăzi e frumos, tot ce a fost data trecută a fost urât. Pentru că nu e corect și nu este adevărat. Vom vedea ce se va mai întâmpla în privința transportului local. Domnule Bârlă, dacă cu privire la transportul în municipiul Buzău puteți fi acuzat că ați putea fi obiectiv, cu privire la polițiștii locali nu vi se poate aduce nicio acuză. Eventual, singura remarcă ce s-ar putea face cu privire la relația dintre dumneavoastră și polițiștii locali este că ați fost ultimul care a alocat suma necesară pentru achiziționarea uniformelor pentru polițiștii locali de la Serviciul Pază, da. Pentru că de la momentul la care dumneavoastră ați alocat suma, nici un leu pentru polițiștii de la Serviciul Pază nu a mai fost alocat. Sunt oameni care glumesc pe seama lor, care râd de acești oameni că sunt îmbrăcați nepotrivit, că au o ținută nepotrivită.
însă puțin sunt cei care se întreabă când a fost ultima dată alocată o sumă de bani pentru îmbrăcarea acestor oameni. Nu despre acest lucru vom vorbi. Cu privire la polițiștii locali, aș vrea să vorbim despre cât de corectă sau nu vedeți dumneavoastră această dilemă a probelor pe care ei trebuie să le susțină, probelor fizice, și anume că ar putea fi dați afară dacă nu le vor promova. Cum vedeți acest aspect? În primul rând, relația mea cu polițiștii locali este una strict legată de principii, de moralitate, de omenie și de legalitate, nu în ultimul rând, pentru că și acolo s-a dovedit deja prin instanță că a fost un lucru făcut tot la fel, fără a fi gândit, fără a fi discutat. Departe de mine, a considerat că oportunitatea unui municipiu, unei primării, unui primar, este prioritară. Deci primarul, în mod normal, în orice stat și în orice oraș civilizat, are dreptul de preemțiune și are... Dar toate lucrurile astea trebuie făcute cu calm, cu omenie și în primul rând cu legalitate. Nu noaptea, te hotărăști ce faci a doua zi. Alții înainte creează organisme, creează regulamente, îmbracă cadrul legal, organizează concursuri, pe posturi, hotărâri de consiliu și le anulez pe toate printr-o simplă decizie sau printr-un telefon, dispare poliția locală, că nu-mi convine mie bârlă fănic. Deci de aici plecăm, de la omenie în primul rând. Asta e singura mea legătură cu poliția locală, n-au fost în subordinea mea. Cât am fost primar interimar, am semnat și le-am semnat ultimele ștate de plate cu salariul întreg și cu toate drepturile pe care și le câștigaseră legal și nimeni n-a putut să infirme faptul că tot ceea ce s-a făcut și toate contractele au fost legale, deși așa s-a încercat. Până în momentul de față sunt atâtea hotărâri definitive care spun că ei au acționat în deplină legalitate. Oportunitatea este altceva și nu o discutăm. M-ați întrebat de aceste probe fizice. Vedeți dumneavoastră, când vrei să faci rău sau când vrei să iei o decizie și să o duci până la capăt, indiferent dacă e bună sau rea și totuși vrei să o iei, găsești orice tertipuri. Previn la Maxi Taxi. Au fost controlate în fiecare zi, fiecare mașină de câte trei ori. Poate îi prinde cu ceva. Deci a fost o vânătoare de vrăjitoare permanentă. Deci sunt procese verbale. Iar nu o spun din șanță, o spun din realitate. O spun din probele care există. La fel și cu poliția locală. Să încearcă tot felul de tertipuri, că să dea probe, să nu dea probe. Dacă ei au fost angajați pe un cod și pe un regulament, este normal să respecte. Când se schimbă codul, se schimbă regulamentul, se vor încadra în alte. Faptul că un polițist local trebuie să alerge mai bine decât mine, care sunt funcționar public la o instituție, e posibil așa să fie. Corect. Dar noi acum discutăm despre cadru și contextul legal, în primul rând, față de cel moral. Nu cred că cel mai bun argument pentru poliția locală a municipiului Buzău, cel puțin cei care sunt în discuție, în afară de cei 186 care sunt pe cod, spuneți-mi, municipiul Buzău, în ultimii mulți ani, ce grad de infracționalitate a avut față de alte orașe de același nivel cu municipiul Buzău, același număr de locuitori? Mult mai mic. A fost printre primele orașe din România în care pe stradă era liniște și în parcul Crâng la ora 11 noaptea și peste tot. Deci asta a fost rolul și menirea lor. Nu trebuie să fie vizibil, nu trebuie să alerge suta de metri în 10 secunde, ei nici nu trebuie să se vadă, în oraș trebuie să fie liniște, infracționalitatea să fie pe cât se poate de mică, dacă nu zero, dar pe cât se poate de mică. Iar ei și-au îndeplinit aceste atribuțiuni. În școli n-au fost probleme niciodată. Întotdeauna școlile au fost bine protejate, bine apărate, dacă peste tot au apărut la televizor, cel puțin dumneavoastră, la nivel național, câte s-au întâmplat în școli și la București. În Buzău nu s-a întâmplat niciodată nimic. Ăsta a fost rolul și funcțiunea polițistului local. Să nu se vadă pe stradă, să nu vadă nimeni că el aleargă, dar pe stradă să fie liniște. Pentru asta și-au bani. Nu ca să alerge suta de metri, nu ca să dea pub la infractori. Trebuie să nu existe pe stradă infracționalitate. E simplu, nu e foarte complicat, nu e o mare filozofie. Se pare că viziunile sunt un pic altfel. Mai avem un telespectator în telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm! Știți,
Așa. Pentru mine aceste autobuze nu sunt de second hand, sunt de third hand. Dar totuși e bine, te urci în autobuz și te trezești că ești în anul 2007. Eu am mai spus că concurența face diferența. Trebuiau să rămână și maxi-taxi și autobuze. Dacă nu le convenea, se eliminau. Se eliminau, nu era o problemă. Că despre traseul ăsta 10 pe care circul eu, rămâi tu pe Fiat când stai vreo 30-40 de minute în stație și te urci și zic, domnul dumneavoastră, ați întârziat? A, nu, s-a defectat, doamnă, s-a defectat. Domnule, cam prea multe defecțiuni și multe răspunsuri în doi peri, cam telefonul de la garaj. Cam asta e treaba cu autobuzele. Și mai e un lucru. Eu circulam cu maxi-taxi 10. Avea acest, s-au investit bani acolo. Ea o curățenie. Minibuzele acelea, nu? Da, da, da. Față de autobuzele astea, unde intri și vezi niște măcuri super jegoase, niște găleți super jegoase. Cât despre controlor, ce să vă spunem? Niște doamne cu unghii de vreo 2 metri ne iau peste picior, nici șoferii nu sunt prea grozavi. Așa că ar fi trebuit totuși să rămână și maxi-taxi, care spre deosebire de antevorbitorul meu, eu chiar nu sunt de acord. Eu am luat purici din autobuz și nu din maxi-taxi, să știți. Maxi-taxi se strecura mult mai ușor, ajungea mult mai repede și mai era și chestia, adică nu trebuie să o recunoaștem. Adică puteau să mă lase și pe mine mai aproape sau chiar dacă se spune că nu era legal. Așa că asta este. Dumneavoastră sunteți de părere că aceste maxi-taxi ar fi putut fi eliminate dacă buzoienii n-ar mai fi dorit să circule cu ele și ar fi ales transbuzul, s-ar fi eliminat singure? Păi eu asta spun, eu vă spun că nu s-ar fi eliminat. Eu cu maxi-taxi am venit și la ora 11 noaptea. Unde găsim noi autobuze la ora 11 noaptea? Era loc pentru ambele. Asta spun eu. Am înțeles. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția noastră. O să ieșim și noi mâine un pic pe traseu. O să vrem să stăm de vorbă cu cetățenii și o să vrem să vedem cam care este situația. Chiar în stațiile de autobuz o să stăm să vedem care este intervalul între autobuze. Și am văzut în mesajele transmise de telespectatorii noștri că mulți solicită ca în fiecare stație să fie afișat acel număr de telefon al dispeceratului transbuz, probabil din aceleași motive. Da, afișat sunt, orarul este afișat, am văzut că este afișat, ceea ce este foarte bine. Bine, sunt păreri și păreri, e normal ca fiecare să spună punctul de vedere, măcar și pentru atâta lucru, în 1990 s-a schimbat o rânduire. Deci fiecare are dreptul să spună, și telespectatorul dinainte care nu-i convine de ochii mei, și doamna care îi convenea de maxi-taxi. E normal doar să ne respectăm și să respectăm adevărul, în primul rând, și să ne respectăm între noi. Astea sunt două condiții, nu cred că sunt foarte grele de îndeplinit nici una, nici alta. Și ca să încheiem prima parte a emisiunii noastre, avem câteva mesaje. Domnul Bârlă este un profesionist și un om integru, felicitări. Spune un telespectator. Un alt telespectator spune, domnul fost primar, ne-am expus destul în maxi-taxi din mai multe puncte de vedere. Din partea cărui partid vreți să candidați? Răspundeți aceste întrebări, domnule Bârlă. Deocamdată nu mi-am propus să candidez, sincer. Nu am niciun gând de a candida. Iar dacă voi candida, probabil că alt partid, puteți să înregistrați și chiar să-mi opuneți, mi-ajunge. Deci dacă aș fi să candidez vreodată, cred că ăsta e singurul partid unde m-am cantonat acum și unde voi rămâne sau voi ieși chiar în viață. Pentru că nu mai accept să părăsesc sau să fiu părăsit. Deci mi-am învățat lecția. Acum chiar pot să spun că e ultimul partid. Domnule Bârlă, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră, pentru că în ședința de joi, în ședința CLM de joi, pe ordinea de zi este un proiect care a creat foarte multe discuții, cel puțin în rândul jurnaliștilor, în rândul cetățenilor, cu privire la o sumă de bani pe care municipalitatea intenționează să o trimită către Soroca. Veți vedea în a doua parte a emisiunii noastre despre ce sumă de bani este vorba și ce scop ar avea acești bani acolo. Scurtă pauză publicitară și revenim.